Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi vreau să vă arăt cum ați putea să vă decorați masa de Crăciun. Poate vă inspirați și de la mine, luați câteva idei. Eu m-am axat așa pe roșu și pe auriu. Cam astea au fost culorile mele de anul acesta. Am pus o față de masă roșie. Aceasta am cumpărat-o de pe H&M.de acum, nu știu, vreun an sau doi, nu mai țin minte exact. Iar pe mijloc am pus o altă față de masă îngustă, este ușor aurie și are niște steluțe mai sclipicioase pe mijloc. Doar chestia aceea îngustă am cumpărat-o acum și decorațiunea de pe masă pe care o să o facem imediat, un mic DIY. În rest am încercat să folosesc lucruri pe care deja le aveam. Nu am vrut să cumpăr nimic în plus, mai ales dacă nu era nevoie. Iar ca șervețele am găsit aceste șervețele foarte frumoase, cred că le-am găsit în Teddy, dacă nu mă înșel. Am cumpărat și șervețele roșii și aurii și le-am băgat unul în altul, am pus un șervețel roșu și am pus în mijloc un șervețel auriu, dar astfel încât să se vadă la margine și puțin din șervețelul auriu. Oricum, mie sincer, la masă mi se pare cam puțin un șervețel, mai ales că acestea sunt și micuțe și atunci, da, așa m-am gândit că ar arăta drăguț. Și acum să facem acest mic DIY cu lumânări, acest mic deco pe masă. Tăvița am cumpărat-o din Lidl, acolo sunt și farfurii rotunde și argintii, roșii, sunt mai multe culori, mai multe forme. Am cumpărat și lumânările acestea albe, care miros așa puțin a vanilie, dar erau prea albe și prea plictisitoare, așa că am spus să le decorez cu niște pioneze aurii. Se pot face foarte, foarte multe modele. Puteți să le puneți, să faceți linii pe orizontală, pe verticală, pe diagonală, zigzaguri. Orice idee aveți, puteți să o materializați cu aceste pioneze. Și cred că la prima vedere nu o să-și dea nimeni seama că sunt decorațiuni făcute în casă. A fost așa o idee rapidă de a decora, de a face ceva așa drăguț. După cum știți și probabil am spus de foarte multe ori, sunt multe chestii pe care eu trebuie să le fac foarte repede și atunci asta a fost o idee salvatoare pentru mine. Și dacă faceți lumânările diferite, adică mie mi se pare mai interesant să fie 3 lumânări diferite decât 3 lumânări la fel, de exemplu, nu știu. Și din cauza aceasta am și încercat să le decorez cât mai diferit, dar na. Atât am reușit să fac într-un timp foarte, foarte scurt. Să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți, dacă o să încercați și voi să vă decorați astfel lumânările pentru masa festivă. Bun, acum că am terminat cu lumânările, n-am vrut să las tăvița aceea goală și am pus aceste decorațiuni, niște conuri de pin, niște cadouașe, fundițe, globulețe. Ele sunt așa, nici argintii, nici aurii, undeva între și sunt foarte drăguțe. Nu am vrut să lipesc nimic de tăviță, deși s-ar fi potrivit foarte frumos, dar vreau să refolosesc tăvița. Așa că am pus toate accesoriile, doar le-am pus pe tăviță și asta este tot ce am făcut. După cum v-am spus, m-am răzgândit, am spus hai să mâncăm și ciorbă totuși, pentru că na. Ciorba noastră este foarte bună cu borș și merge la orice ocazie, așa că am pus și farfurii pentru ciorbă și evident linguri, iar tacâmurile eu le pun în ordinea în care se folosesc și pe partea pe care se folosesc. Nu știu, asta este logica mea, nu știu dacă le-am pus corect, dar eu așa le pun de fiecare dată. Și pentru că vom avea și desert, am pus și lingurițe pentru desert, alea știu că se pun deasupra farfurilor, fie că sunt lingurițe, fie că sunt furculițe, pentru desert, acolo este locul lor. Și bineînțeles că de pe nicio masă festivă nu pot lipsi paharele. Am pus un pahar mai mare și un pahar mai mic, deși noi nu bem alcool, vom avea și suc și apă și avem și o băutură de iarnă fără alcool. Și atunci, da, am zis că e ok să pun și eu două pahare, mai ales că paharele acestea le folosim doar la ocazie și am zis, da, ok, acum este o ocazie potrivită, am platoul meu cu prăjituri, aprind lumânările, după cum vedeți, deja am pus pe masă și mâncarea, lipsește oala cu ciorbă, dar nu am așa un vas frumos pentru ciorbă și atunci am spus că nu voi pune ciorba pe masă deocamdată. Aici am 3 feluri de turtă dulce.
Mai sus am niște biscuiți cu scorțișoară și niște cozonac cu marțipan, iar sus de tot am niște cornulețe cu vanilie. Toate aceste trei prăjituri sunt cumpărate, nu am făcut eu nimic. Acolo am pireu, am un sos, am o salată de varză roșie cu măr, tipic nemțească. Am făcut și o gâscă umplută, tot așa tipic nemțească, pentru că asta mănâncă nemții de Crăciun. Deci asta a fost cam, nu știu să-i spunem, Crăciunul nostru nemțesc și l-am filmat pentru voi ca să vă inspire. Și acolo pe masă, în colț, în partea dreaptă, este cheesecake-ul meu, care va apărea și pe canal. Da, cam asta a fost masa noastră de Crăciun. Pe farfurii mai puteți pune și vreau și eu să mai pun niște acadele, niște bastonașe, dar era prea foame și am uitat să le mai pun. Cam atât în acest filmuleț. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat. Dacă da, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe filmulețe. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!